Cornel s-a născut în 1991 fără antebrați și cu o deformație a piciorului drept. El a fost părăsit de mama sa în maternitate, iar doctorii i-au dat doar câteva zile de trăit. Acum este student la Oxford. Conform adevărul.ro, în România, micuțul a fost dus într-un orfelinat unde a fost lăsat să moară împreună cu alți copii ca el, nedoriți sau cu dizabilități. Dar destinul lui Cornel avea să fie unul care sfida realitatea celor vremuri. Britanica Doren Moon, mama a patru fete, a fost atât de impresionată de cazul băiețelului încât a făcut tot posibilul să ajungă în România cu un camion de ajutoare. Femeia în vârstă de 69 de ani povestește acum clipele trăite atunci. A fost ca și cum mă întorceam cu 50 de ani în urmă, totul era ruinat și dărâmat și nu găseai mâncare proaspătă la magazine. Când am intrat prima dată în orfelinat, nu venea să cred. 150 de copii erau înghesuiți acolo, fără haine pe ei, țipau, iar toaleta lor era o gaură în dușumea În 1992 eram într-o misiune umanitară în România ca să vedem cum erau folosite ajutoarele. Am cerut să vedem orfelinatul și doctorii ne-au spus despre un băiețel de 7 luni, Pornel, care avea nevoie de urgență operație. În fața noastră era acest copil cu chip angelic. Am fi vrut să-l ajutăm atunci, însă tot ce am putut face a fost să ne întoarcem acasă și să ne rugăm pentru el. Își amintește Ken, soțul lui Doran. Nu las dizabilitatea fizică să-mi stea în cale. Găsesc mereu soluții pentru ceea ce nu pot face. Sunt un luptător, a declarat Cornel, citat de Telegraf. Studiază acum la Oxford psihologia și teologia. Este un student exemplar și se ocupă și de o asociație caritabilă prin care încearcă să-i ajute pe tinerii din România. Ea se numește Cornel Romanian Rehabilitation Center Trust și strânge fonduri pentru copiii cu dizabilități din țara sa natală. În ciuda faptului că orfelinatele s-au închis odată cu intrarea României în Uniunea Europeană în 2007, sunt încă 40.000 de copii în astfel de stabilimente, scrie presa britanică, relatează adevărul.ro.